So, let's go. Mamă, uite așa. Okay, pleacă în what? Bună, Maria. Oh my god, deci cineva se află în cameră. Nu poate să intre în casă sau cineva se află la ea în cameră? Yo, nu spune că ăsta e un demon, dar nu. Eu îmi vine în cameră. Oh my nu. Yo. Hei, salut, eu sunt Amasico și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi o să reacționăm la un videoclip foarte horror. Cineva mi-a trimis pe Instagram acest videoclip și mi-a scris să nu reacționez niciodată la acest videoclip, deoarece un demon a intrat în colega ei, fraților, și cum știți, demonii sunt foarte horror. Mamă, deci să nu vedeți niciodată un demon, dacă o să vedeți, dacă mai pot să mai dorm la noapte. Așa că haideți să reacționăm mai decât, mai nu știu dacă pot să mai pot să dorm la noapte. O să-mi iau oase, pom, pom. Și let's go, mamă, în fresă, nu mai pun, nu știu dacă mai pot să dorm, nimeni. So, oh my god, mă, deci, ok, let's go, deci au ajuns acasă la Maria. Bună, Maria, mamă, deci Maria e singură acasă, gândiți-vă că e singură. Eu, bună, Maria, mamă. Alo, ce? Maria, bună, lasă Instagram-ul jos acolo, dacă poți, la în descriere, ce? Okay, spune să intri în casă să vorbească despre acel demon. Cineva se află la ea în cameră. Yo, ce a făcut acolo? Mamă, uitați-mă cum arată în cameră. Spune cine a făcut asta. Deci spune că a făcut colega ei de cameră. Mamă, deci ce a făcut în camera aia, nu pot să cred. Ce a făcut? Totul e alb, fraților, nu înțeleg de ce e alb. Ok, acum ne spune problema ei, e o problemă mare. Gândiți-vă că colega ei de cameră a intrat un demon în ea. Ok, de asta singură în casă. Spune că părinții îi plecați undeva, nu? Sau? Ok, de s-a închis în cameră. Yo, what? Deci spune că s-a închis în cameră. Yo! Deci tipul, ok, deci colega e de cameră, intră în camera e și spune că, what? Deci, ok, deci demonul ăla vine la ea în cameră și spune dacă nu mănânci de aici o să devin agresiv, gândiți-mă, mă, deci nu înțeleg ce demon e ăla. Ok, părinții spun că nu e acasă, cred, nu? Stai, ce? Părinții, au intrat părinții sau cine sunt? Oh, nu spune că e ăsta, pleacă. Mă, trebuie să-i dau cu ceva în cap. Da, hai, vină cu mamă, dacă era aici îți dădeam cu drujba în cap, îți dădeam cu orice în cap. I'm good, mamă, deci, okay. Nu înțeleg ce creatură e asta, nu înțeleg. Hai. Mamă, deci, ok, nu mi-e frică, ce? Deci a lăsat ceva jos, nu? Yo, deci, ce e aia, va? A lăsat gunoi în urmă, nu? Va? Spune că eu nu cred. Deci, ok, deci tipul ăsta spune să pun niște cămeri și gândiți-vă că, ok, deci tipa asta e o cameră, deci, nu știu, e o colegă de cameră și gen noaptea a intrat un demon în ea. Puteți mai, mamă, cât gunoi a lăsat acolo în urmă. Ok, let's go. Acum vor să pună o cameră undeva, nu? Brodes. Ok, ora e 12 noapte, mamă, deci pune cameră undeva, pune și în pat la Maria, pune oriunde vrei. Dacă îi pune în pat la Maria, mamă, nu știu, Maria doarme singură, ce? Ok, deci hai, pune un GoPro sus. Mamă, deci colega ei de cameră a intrat un demon în ea și e singură în casa aia. Ce? Asta, ok, asta e camera lui. Asta e camera lui Maria, cred, nu? Acolo sunt niște păpuși sau ce e acolo jos? Yo, ce e aia? Ăștia sunt niște dinți? Yo, nu spune că dinții la cel demon. Yo. Nu, acum intră în camera la Maria, nu? Și bună, Maria, ce? Instagram-ul jos să-l ai. Bună, Maria, bună. Ce? Poți dormi cu mine la noapte? Vii aici la noapte? Ok, te aștept, pa, pa. Ok, deci Maria doarme la noapte cu mine, ca să nu mi-e fie frică, pentru că doarme singur, cum puteți vedea. Let's go, ok. Doamne ajută, mamă, deci unde pleacă acum, că nu înțeleg, deci pleacă la somn, ok, bă, deci au plecat la somn, gândiți-vă.
nu spune că mama, uite cum doarme ăla, nu are nicio treabă cu absolut nimic. Cred că are ceva la ce? Maria, mamă, deci uite acolo stau eu lângă ea, pot să stau. Când se văd că doar ce? Cine e ăsta? Yo, trezirea, Romchester, com. Trezirea. Mamă, cap de gumă, ăsta nu se mai trezește, doarme non stop, nu înțeleg cum poți să dormi acolo, e ora 1 și uite cum face ăsta. Mamă, uitați-mă cum face, mamă, ăsta e... Ok, asta e ca... Yo, uitați-mă, are o popușă acolo blestemată. Pleacă, deci să nu-ți dau cu ceva în cap. Deci pleacă să nu-ți dau cu ceva în cap. Mamă, uitați-mă cum face tipul ăla, ora e 2, mamă, mi se face pilea de găină. A plecat, nu știu. Nu pot să mă uit, cred. Uitați-mă cum doarme Maria singură. Nu spune că... Stai, ce? Credeți că mi-a fost frică? M-a speriat sau ce? Am avut o albină în spate. What the hell, bro? Ce? Mamă, nu mai... Ce? Maria, scoală, trezirea, opa, la la la, bine, bine, șeful, ce? Măi, ne-o frâs să-mi vine, mamă, deci nu mai pot să dorm la noapte din cauza voastră, măi, că îi dau un cap, pac, vino, că-ți dau cu ăsta în cap, vino, mamă, dacă ești cu mine, pac, pac, așa-ți fac, mamă, deci îți dau, nu știu cu ce să-i dau în gură, trezirea, Chester, hai, pleacă, pleacă după el, hai, fugiți, fugiți, let's go, mamă, că e acolo în cameră la el, ok, deci nu mi-e frică, pac. Yo, ce? Mamă, asta e pe cușa ceachie. Ce? What? Bro! Yo, închide ușa, închide ușa. Mamă, deci cât de horror e videoclipul ăsta, cel mai horror. Mamă, uitați-mă cum arată, ai, o. You're freaking... Două, mamă, deci ora e două. Tipul ăsta trebuie să iasă numai decât. Trebuie să iasă numai decât. O, mamă, deci i-a închis ușa. Gândiți-vă că moare, moare tipul ăla acolo. Deci pur și simplu moare, stai că nu mi-e frică. Ce? Ai ieșit pe geam, da, scută mie. Ce? Alo? Ce e ăsta? What the hell, bro? M-am speriat puțin. Ce? Nu m-am speriat. Tipul ăla a dispărut în casă sau what? Păi vedeți asta? Tipul ăla a dispărut undeva. Bă, ce găsește? Că nu înțeleg. Chiar cum caută, cred, da, caută pentru că a dispărut, pur și simplu, a dispărut în undeva, a dispărut, dar nu înțeleg unde. Yo! Tipul a dispărut undeva, nu? Yo, ce e asta? Asta e masa, mama, deja... ce s-a alea? Mamă, n-a spus niște râme, sau niște râme, fraților. Oh my god, mamă, deci a adus niște... Yo! Deci a adus niște râme, i-a adus niște... Yo, a spart ușa cu... Da, plecați, plecați mai decât. Mă, plecați, plecați, fugiți din casa aia, fugiți să nu mă mai văd. Da, pleacă, mai înăfresă, mă, cât de creepy poate să fie videoclipul ăsta. Eu nu înțeleg cum o să dorm cu Maria, oricum pot să dorm astăzi, că dorm cu Maria. Și dacă dorm cu Maria, pot să dorm bine. Ce? Ok, mă. Ok, deci ok, a plecat acasă și a sunat poliția foarte bine. E bine că ai sunat poliția, mamă, dacă nu sunai poliția, creatura aia, nu știu, cred că e la închisoare acum, creatura aia, dacă nu era la închisoare, deja nici nu mai știam cum să... E bine că m-am și frizat, fraților, cum vedeți, m-am făcut pentru Maria super frumos, cum vedeți, și cam ăsta a fost videoclipul, ne vedem data viitoare, pa!